Tragedie în localitatea Poiana Vârbilău. O fetiță de doar 11 ani a rămas în grija rudelor după ce în urmă cu câțiva ani își pierduse mama, iar acum tatăl său a fost ucis. Toma Dumitrache, în vârstă de 41 de ani, a pierit de mâna unui consătean de aceeași vârstă, în fața unei săli de jocuri mecanice. Agresorul i-a tăiat artera femurală după ce și-a amintit că îi reclamase fiul pentru furtul unui tuci. Pe fondul unui conflict mai vechi legat de un pretins denunț calomnios pe care l-ar fi făcut victima, inculpatul, care în prealabil consumase băuturi alcoolice, în stradă, în fața unui local având obiect de activitate jocuri de noroc, i-a aplicat victimei lovituri cu un gât de sticlă spartă în zona inghinală, tăindu-i arterele femurale, fapt care a condus la o hemoragie puternică și în foarte scurt timp la deces. Drama este și mai mare cu cât victima era și mamă și tată pentru singurul copil al său. În noaptea în care părintele i-a fost ucis, copila a stat la geam până la ora 3 așteptându-l. Mi-e ciudă pentru că au fost mulți și puteau să aplaneze. Lua fiecare pe hai să mergem. Nu trebuia să ajungă aici. Nu s-a băgat nimeni? Nu știm, pentru că am văzut și imagini ceva pe camere de supraveghere acolo, dar nu se vede. Mă rog, lovitura. Se vede când s-a întors și a căzut. Fetița rămâne în sânul familiei, oricum, nu. Nici nu se pune problema. Sigur. Fata acum este elevă în clasa 6-a. A învățat foarte bine, a fost premiantă. Au necazuri, multe necazuri. Nu știu dacă ați aflat dumneavoastră. Mama ei tot așa, cu necaz, s-a sinucis. A rămas singură, acum necazul cu tata. Ajuta. Avea copilul ăsta de crescut nenorocit de țigan la noi, s-a pus cu rău pe noi. Înțeleg, te bat, dar nu te omor. Că i-a murit nevasta, era singur și avea și el copilașul ăsta, care ținea ca la ochii din cap. O purta ca pe o păpușă, muncea la toată lumea să o întrețină. O cunosc, pare o fetiță blândă, o fetiță cu minte. Cred că tatăl și-a adus aportul față de această fetiță. Și îmi pare nespus de rău că nu știu în ce împrejurări a fost înjughiat, de cine a fost, am aflat de cât și... Da. Și îmi pare rău că rămâne a nimănui. Cristina va fi consiliată psihologic. În 2006, mama ei s-a sinucis în urma unei depresii. A fost o foarte mare traumă pe care fetița a trebuit să o trăiască. O dublă traumă. Cea din 2006, nu știm în ce măsură atenuată până în prezent, dar o a doua traumă în urmă cu câteva zile. Copilul se află deocamdată în grija bunicii paterne, urmând ca în cel mai scurt timp să se demareze procedurile pentru instituirea unei măsuri de protecție pentru copil și în același timp acordarea serviciilor de consiliere psihologică și juridică de care este nevoie în această situație. Are nevoie de consiliere psihologică? În mod categoric este foarte important, copilul traversează o perioadă dificilă. Cel mai probabil, Cristina va rămâne acasă la bunica sa. Agresorul tatălui său este acum, după gratii, arestat preventiv.